Salutare, dragi prieteni! Mă aflu pe celebrul drum 191 B Marghita, sub placul de Barcău. Și pentru asta țin să-i mulțumesc tovarășului de la Consiliul Județean Bihor, domnului președinte, pentru că îi pasă de cetățenii care navetează zilnic pe acest drum. Îl întreb pe domnul Bolojan dacă nu ar fi mai bine să venim să plantăm flori sau să aducem nisip pentru a-l nivela, pentru că aici investiții ba, sau și cine le face, le face de mântuială. La două drumuri, într-o zi, adio planetară, puc și... Au, mama măsie! Și cine i-o votat de jigodice îs? Nenea Bolojan, îți place? Uite aici, nenea Bolojan, să nu... Ai, tu... Vă place domnul Bolojan, nu? Când ați fost cu mașina ultima dată pe aici, domnul Bolojan? Sau nu mai sunt votări și nu mai veniți pentru a cerși voturile cetățenilor de aici? Întreb și eu, domnul Bolojan, nu dau cu parul. Vă convine, nu? Arată bine, vă mândriți cu drumul ăsta. E realizat, reabilitat. Din două gropi, anul viitor va fi un gropoi mai mare. Ne mândrim, domnul Bolojan. Partea asta a țării nu trebuie reabilitată, că na, nu aveți interes. Da. Știți dumneavoastră mai bine că eu dacă pun întrebări, vă ofticați ca și ăla pe care l-ați pus în fruntea partidului din Comuna Popești. Salutări și drumuri bune să aveți!